despre coaching și percepția de sine. Bună ziua, oameni buni, aici Felicia Ursărescu. Astăzi voi vorbi despre coaching, voi răspunde exact la câteva întrebări, la două întrebări care îmi vin în mod constant de la colegii mei terapeuți, coach. Și înainte de toate, specific încă o dată că exprim păreri personale, prezint idei și metode care au funcționat pentru mine și pentru persoanele cu care am lucrat și lucrez. Nu am descoperit încă și cred de fapt că nici măcar nu există o metodă sau o tehnică care să aibă 100% succes. Și în ciuda acestui fapt, vă rog să ascultați cu mintea deschisă și să dați măcar o șansă metodei sau ideii pe care vă o propun. Pentru că fără să încercăm ceva, nu știm dacă funcționează sau nu. În urma ultimului podcast dedicat finanțelor, am avut comentarii și mai ales mesaje în privat despre faptul că nu este o metodă bună, nu se poate aplica, nu, din cauza lipsei resurselor financiare. Aici aș vrea să pun niște întrebări de coach care îmi vin spontan, acelor persoane care se simt limitate de resursele financiare pe care le au la dispoziție, pentru că resursele financiare și propriile resurse sunt două lucruri diferite. Deci noi putem avea nenumărate resurse pe care le putem transforma în bani. Deci, în primul rând, victima cărei convingeri limitative ești? Victima cui? Cui nu îndrăznești să îți declari propria opinie, invitându-l sau invitându-o să o respecte? De cine sau de ce ar trebui ai putea să te îndepărtezi pentru a trăi liber? Cât spațiu dai ascultării sinelui tău interior, unde este depozitată înțelepciunea ta? Poate ești victima unei convingeri, m-am născut sărac sau mai mult de atât nu pot, sau atâta este salariul sau pensia, nu pot să trag de ea. Și spun asta pentru că sunt persoane care afirmă că pensia lor sau salariul lor este foarte mic și nu reușesc să facă mai mult. Întrebarea este, nu reușesc să facă mai mult pentru că obiectiv nu pot sau pentru că nu vor? Sau pentru că inconștient se mulțumesc în zona strâmtă, dar călduță a zonei de confort? Aș vrea să fie foarte clar și să înțelegeți că nu critic și nu judec. Pun doar întrebări care pot mișca ceva în conștiința anumitor persoane, astfel încât să facă un pas mai încolo de propriile convingeri, astfel încât să-și îmbunătățească viața. Pentru că este foarte clar, atâta timp cât suntem într-o anumită zonă de confort și ținem morțiși la ideile noastre, orice altceva pare imposibil. În aceeași ordine de idei, am colegi terapeuți care nu reușesc să ceară bani pentru serviciile lor sau să trăiască din munca lor de coach. Și iată câteva idei pentru ei sau pentru oricine altcineva este în situația de a avea o pasiune pe care vrea să o transforme în ceva care îi aduce bani. În primul rând, cred că nu se iau în serios ca și coach. Îmi dau seama, pentru că și eu am trecut pe aici, atât timp cât am avut un alt job, nu m-am luat în serios ca și terapeut. Pentru mine, creșterea personală, dezvoltarea personală era ca un fel de hobby. Iar în mintea mea era o separare, o convingere limitativă, și anume, nu pot fi plătită pentru un hobby. Hobby-ul este o distracție. Aveam acea convingere că munca este o corvoadă sau ceva impus într-un fel sau altul, iar pasiunea este o distracție și noi plătim pentru distracții. Adică corvezile ne dau bani, iar distracțiile trebuie plătite, ceva de genul ăsta. Am fost trasă de urechi și avertizată de mai mulți traineri pentru că atitudinea mea nu era corectă. La un anumit nivel, cream un dezechilibru
și m-au avertizat că voi suporta consecințele, ceea ce s-a dovedit a fi adevărat și, într-adevăr, prețul pe care l-am plătit a fost foarte scump, dar asta este o altă poveste, poate vă voi povesti într-un alt podcast. Și după ce am luat-o bine, bine peste nas, am realizat două lucruri. Când făceam ședințele gratuite, nu eram luată în serios, pentru că, de fapt, asta reflectam eu, pentru că nu mă luam eu în serios. Și de multe ori persoanele o luau ca așa, ca pe joacă, și rezultatele nu erau pe măsura așteptărilor. Câteodată rezultatele, da, erau, dar câteodată nu. Și nu era nici de tehnică, nici de faptul că eu eram începătoare, dar am realizat, chiar și mai târziu, cu mai multă experiență în spatele meu, atunci când ofeream ședințe gratuite sau ședințe la prieteni, nu eram efectiv luată în serios. Deci, nici eu nu mă luam în serios. Mai interesant a fost să observ că nu aveam nicio problemă să cer plată pentru orele în care predam informatică. Și dacă ar fi să pun în balanță cât am cheltuit pentru a mă forma ca profesor de informatică și cât am cheltuit ca să mă formez ca terapeut, balanța este foarte dezechilibrată. Pentru că, ca și profesor de informatică, am făcut o facultate, apoi am investit timp și bani în certificări Microsoft, dar pot să vă asigur că toată investiția mea a fost amortizată în 2 ani maxim. Deci, eu nu am fost niciodată plătită mai puțin de 30 de euro pe oră și astea au fost cazuri extreme, foarte rare, pentru că de obicei contractele prevedeau o plată orară mult mai înaltă pentru certificările la care predam. O altă chestie interesantă este că nimeni niciodată în activitatea mea de profesor, nici dacă a fost vorba de o școală care făcea ca intermediar între mine și societățile pentru care lucram, nu au tras de preț. Nimeni nu mi-a spus, ok, avem un contract de 100 de ore, hai să facem, fă-mi și mie un 10%, o reducere din prețul total. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Dimpotrivă. Și atunci ce era în mintea mea? Pe partea de terapie, pe partea de coach. Nu știu alți coach, dar am făcut anual cursuri și voi continua să fac, nu pentru că vreau să colecționez diplome și nici pentru că nu mă simt completă ca și coach, pentru că în fiecare an sunt rezultate la cercetări asupra comportamentului nostru și asupra creierului uman și cum am putea să acționăm astfel încât să obținem schimbarea cât mai repede. Ca și coach nu pot ignora aceste rezultate, deci e clar, trebuie să studiez, trebuie să frecventez anumite cursuri. Iar în paranteză, sfatul meu foarte prietenesc pentru toți colegii terapeuți este acela de a nu se opri niciodată din a se informa, din a se forma, pentru că nu ajunge doar un simplu curs de coach ca să devii coach, ca să rămâi coach pentru mulți ani. Revenind la noi, nu am gândit niciodată să mă duc la societățile cu care colaboram și să spun: măi, fraților, astăzi am predat 5 ore, așa că a 6-a vă ofer gratis. Și chiar cum am zis, nimeni nu mi-a cerut-o. Nu am făcut niciodată o oră de informatică gratis, pentru că nu era mentalitatea mea. Și cred că același lucru este valabil pentru oricine. Nici o vânzătoare la supermarket are ideea că, na, dacă tot a stat 8 ore și a lucrat în continuă, de ce să nu mai ofere ca 2 ore din viața sa patronului, nu? Nu cunosc pe nimeni care se duce la fabrică sau la birou și zice, ok, astăzi fac muncă patriotică sau caritate. Terapeuții, ca și celelalte persoane, au necesități. Facturi, hrană, computer, haine, taxe și așa mai departe. Dacă trăiam într-o societate arhaică, lucrurile erau diferite și mie mi-ar fi convenit mult mai mult, pentru că să ne amintim că șamanul sau vindecătorul tribului avea tot timpul la dispoziție hrană, cineva îi curăța casa, din când în când mai avea și câte o gagică, iar ar stătea liniștit că nu avea nicio grijă materială, stătea în meditație, în rugăciuni și ritualuri. Și mie mi-ar place așa, sincer. Deci ar fi super, pentru că m-aș dedica doar studiului și practicii. Și când am realizat acest lucru, când m-am luat în serios ca și coach, am schimbat punctul de vedere. Deci ăla a fost punctul meu de cotitură. Deci asta a fost convingerea limitativă pe care mi-am schimbat-o.
Deci invit toți terapeuții care mă ascultă și care mi-au cerut o părere în această idee, care încă nu cer plată pentru serviciile lor, să reflecteze la experiența mea. Poate reușesc într-un fel sau altul să le fiu de ajutor. Și ce să zic, poate fi și cazul în care un terapeut este foarte bogat de acasă. Poate are niște moșteniri sau poate are părinții bogați sau poate are un soț foarte bogat sau o soție care au resurse financiare și atunci își permite să presteze servicii gratuite. Dar cred că nici în acest caz nu este un echilibru și nu este just. Terapeutul oferă un serviciu, exact ca și orice altă persoană care are orice altă meserie. Pune la dispoziție timpul, cunoștințele și abilitățile sale. Exact așa cum face un medic, un profesor sau un muncitor. Pentru timpul, cunoștințele și abilitățile sale primește o recunoaștere sub formă de bani. Banii nu sunt nici răi, nici buni. Banii sunt o formă foarte comodă de schimb de servicii. De exemplu, eu prestez un serviciu, primesc bani, apoi eu, la rândul meu, ofer bani pentru serviciile altcuiva. Și iarăși am auzit și, de fapt, chiar și mulți terapeuți au această idee că banii făcuți, să zicem, prin terapie sunt banii făcuți ușor. Și cred că aveam și o idee asta, pentru că era legată de, adică dacă ai o pasiune, totul vine ușor și simplu și pe o tavă de argint. Mulți confundă terapia cu discuțiile despre problemele personale între prieteni. Iar dacă vreodată un terapeut v-a dat impresia că nu a făcut terapie cu voi, ci doar a avut o discuție prietenească, dar în urma acelei discuții aveți mai multă claritate și sunteți într-o stare mai bună, atunci vă asigur că în spatele acelei conversații, atât de banale, să zicem, și legere, stau ore și ore și ore de studiu și de practică. O terapie eficientă nu are nevoie de focuri de artificii, dar ce face din ea o bună terapie este că are rezultate. Rezultatele sunt unicul metru de măsură a reușitei unei sesiuni. Coaching-ul, consilierea, este o meserie ușoară? Da, este ca și cum te-ai uitat toată ziua la filme de groază și la drame, cam așa. Pentru că zilnic, un terapeut nu vine în contact cu partea extraordinară și minunată a ființei umane. În marea majoritate a timpului pe care îl petrece cu clienții, vine în contact cu partea de umbră a acestora. Și cine nu este terapeut de meserie, îl invit să facă următorul experiment. Pentru o lună întreagă, să se uite dimineață până seara, 4-5 ore, doar la filme de groază și la drame. Apoi să-mi spună cum se simte după acea lună. Dacă nu știați, companiile de asigurări din Statele Unite au făcut statistici în ceea ce privește meseriile care sunt cele mai riscante, ca să poată stabili costul unei asigurări pe viață. Și ghiciți ce meserie, care era meseria care stătea pe locul întâi la sinucideri. Ei bine, cred că mulți dintre voi au ghicit. Psihologii, psihoterapeuții și cei care lucrează ca terapeuți. Deci n-aș zice că terapia, coaching-ul este o meserie ușoară și n-aș zice că banii se fac ușor. Există un anumit preț de plătit. Deci dacă ești terapeut și mă asculți acum și dacă mai ai încă probleme să ceri recompensă pentru munca ta, atunci te rog să reflectezi la ce am zis, te rog să te gândești. Și o altă întrebare pe care mi-am pus-o și eu cândva și mi este pusă frecvent, este cum să stabilesc prețul unei sesiuni sau prețul unui produs, curs, seminar, workshop, ce știu eu, ce mai este. Tot din experiența personală împărtășesc că eu am ales să mă înscriu la o asociație de profesioniști care operează în acest sector. Și un alt, este al doilea sfat, ce sfătoasă sunt astăzi, dar cred că este un bun sfat pe care îl dau colegilor mei. Este să se înscrie la o asociație de profesioniști, o asociație cu care sunt în armonie în ceea ce privește valorile și viziunea. La asociația asta unde sunt înscrisă, plătesc o sumă anual și am asistență legală, comercială și de supervizare. Și în caz de nevoie, apelez la ei. Respect anumite reguli de comportament, care sunt foarte clare, trebuie să frecventez cel puțin un curs de formare pe an, iar din când în când mi se face o evaluare psihologică. Din punctul meu de vedere, sunt toate beneficii. Este adevărat că plătesc o anumită sumă anual, dar din punctul meu de vedere, toate beneficiile pe care le am merită pe deplin.
Nu mă întrebați de numele asociației, pentru că deja am recomandat-o la alți colegi și am avut vreo doi care s-au plâns că e prea scumpă, că are reguli prea rigide și așa mai departe. Așa că fiecare să-și caută asociația, deci să devină responsabil pentru alegerea sa și să-și caute asociația cu care este în armonie. Printre alte reguli de conduită, asociația la care sunt înscrisă are regulile sale și în ceea ce privește taxa ședințelor, plata, are o limită inferioară. Deci un preț minim pe care un coach sau un terapeut care este psihoterapeut, psiholog, ce este acolo, nu o poate, deci pentru fiecare categorie în parte, există tarifele, da? Există o limită inferioară și apoi mai mult sau mai puțin indicații pentru cea superioară. Nu se poate stabili o cifră mai mică pentru că se consideră concurență neloială. Deci eu am rezolvat această dilemă a costului unei ședințe astfel. Și sunt terapeuți care simt care este prețul corect, îl știu înăuntru lor, dar se tem că este prea mare prețul, prea mare cifra și nu le teamă că nu vor avea clienți. Și atunci intră într-un proces de teamă și frustrare. Și e clar că atunci când ei fac ședințele de terapie, ceea ce oferă este contaminat cu sentimentul frustrării și nu dau maximum din ei într-o ședință. Eu plec de la ideea că trăim într-o lume cu infinite posibilități, mai mulți decât suntem pe pământul ăsta, n-am fost niciodată. Cred că eu ofer, serviciile mele pe care le ofer sunt potrivite pentru anumiți oameni care își permit să plătească prețul pe care îl cer. Nu există un preț just sau injust și nu se poate cuantifica. Ca să vă dau un exemplu, acum 2 ani am avut un client, un tip care are încă o societate care face import-export. Și pentru ani de zile, pentru el a fost totul ok, pentru că avea persoane care se duceau să semneze contractele în străinătate pentru el, dar la un moment dat, din cauza economiei, din cauza anumitor factori, a trebuit să restructureze absolut tot și a trebuit să-și ia el responsabilitatea de a călători. Doar că el avea o fobie puternică de avioane. Deci, el avea 2 alegeri, ori să renunțe la afacere, să se orienteze spre altceva, ori să-și depășească frica de avion, de a călători. Nu avea altă soluție. Evident, și lui am luat același preț pe care le iau și altora. Puteam să-i spun, ok, fii atent, eu îți fac ședințele, nu îți iau bani, dar știi ce facem? Hai să-mi dai un procent, un anumit procent din afacerea, din fiecare afacere pe care o vei încheia în străinătate, să zicem pentru următorii 5 ani. Cu siguranță aș fi primit mult mai mulți bani. Deci ce vreau să zic este că nu putem cuantifica. Ajuți o persoană să depășească o pierdere sau ajuți pe cineva să treacă un examen. Cum este viața sa după ședința pe care tu i-ai oferit-o? Cum ar fi fost fără? Cum cuantificăm asta? Deci prețul pentru fiecare coach care mă ascultă, prețul trebuie să ți-l stabilești tu și este până la urmă un preț pentru un serviciu pe care îl oferi. Și vreau să închei cu 2 cuvinte despre mentalitatea de sărăcie. Lumea se îmbulzește la tot ceea ce este gratis și se dă repede înapoi la ceea ce e cu plată. Se descarcă cărți, programe, foarte mult material gratuit și nu mă refer doar la materialul gratuit care este oferit de autori, dar inclusiv la cele care sunt acoperite de copyright. Fie vorba între noi, ca să se scrie o carte, un autor dedică, zic o carte serioasă, mă rog, un autor dedică cel puțin 3 luni din viața sa, dar minim. Pentru că dacă este un program de creștere și dezvoltare personală, are nevoie să caute, să cerceteze, să pună cap la cap informațiile și poate cartea o scrie după 10 ani de experiență, după 20 de ani de experiență. Și oricum el ia toate informațiile, le filtrează și le prezintă într-o formă ușor accesibilă, inclusiv celor care nu sunt de meserie. Pentru fiecare carte care costă 10 euro, autorul primește doar 1 euro. Restul se duce la editură, la tipografie, transport dacă este, dar chiar și în cazul unui e-book, oricum, procentul pe care un autor îl primește este minim. Și câte cărți ar trebui să vândă un autor ca să-și plătească, în primul rând, cheltuielile de bază pentru lunile în care a muncit, să zicem, în alea 3 luni ipotetice?
Exact la fel se întâmplă cu programele informatice, nu? Sunt des întrebată ce programe folosesc pentru podcasturi. Când răspund și dau nume și trimit și linkurile de unde să și le cumpere, 99% dintre persoane îmi sugerează să mă duc să le descarc gratuit cu un torrent. Vă spun sincer, pentru mine care am făcut facultatea de informatică și am refuzat să lucrez ca programator doar pentru că știu ce viață sacrificată este, când aud astfel de răspunsuri este ca și cum aș primi o palmă în față. Pentru că în spatele acelor programe sunt ore și ore și ore de muncă plus ore și ore și ore de studiu. Tehnologia pe care noi o avem la dispoziție astăzi nu este furnizată de extraterestri. Tehnologia pe care noi o avem astăzi la dispoziție este datorită anumitor persoane care își sacrifică ore din viața lor, care își sacrifică viața ca să continue în ceea ce se numește programare și progres în tehnologie. Din punctul meu de vedere, când vorbim să descărcăm un program gratuit, este ca și cum ai fura. Nu este nicio diferență în a băga mâna în buzunarul unui om sau a descărca un program gratuit cu un torrent. Creșterea și dezvoltarea personală, cel puțin din punctul meu de vedere, repet, eu exprim doar puncte de vedere personale, fiecare să facă cum vrea, nu este compatibilă cu furtul. Și nici mentalitatea de abundență nu este compatibilă cu furtul. Este adevărat că suntem foarte tentați și internetul oferă aceste tentații, da? Toți o facem. Dar ideea mea este că măcar pentru fiecare carte descărcată gratuit, cumpără o altă carte. Plătește. În realitate, toți vrem să fim apreciați pentru munca pe care o depunem. Dar înainte de a fi apreciați, cred că ar trebui să apreciem pe cei care deja o fac. Louise Hay, pe care aproape toți voi o iubesc atât de mult, care din păcate este cunoscută aproape doar datorită afirmațiilor pozitive, dar ea a făcut mult mai mult în acest câmp al creșterii personale, într-unul din programele sale de transformare, a spus foarte clar: vrei să intri în fluxul abundenței? Atunci nu fura nici măcar o agrafă din biroul unde muncești. Pentru că mesajul pe care îl transmis universul este: mă simt atât de sărac, atât de incapabil, încât nu sunt în stare să îmi cumpăr o agrafă. Iar universul îți răspunde exact pe măsură. Oricât ai fura, nu îți ajunge. Oricât ai fura, nu reușești să creezi nivelul de abundență pe care tu ți-l dorești. Și în univers există legea echilibrului. Am avut în coaching persoane care au avut sau care au pierderi în bani și nu reușesc să înțeleagă de ce. Ei bine, explorând cu ele convingerile, toate, absolut toate, nu vedeau nimic rău în a lua gratis chestii care de fapt nu sunt gratis. Pare o joacă să descarci gratis un film, dar undeva ai creat un dezechilibru pe care apoi universul extrem de precis îl repară. Așa că dacă ai pierderi de bani sau faci bani greu sau nu reușești să ai nivelul de abundență pe care ți-l dorești, pune-ți sub lupă viața și comportamentul și caută să vezi unde este dezechilibru. Și dacă nu creezi stilul de viață care îți place, dacă nu ai abundența economică pe care ți-o dorești, ori ești prea comod în zona ta de confort, ori nu ai obiective destul de îndrăznețe și entuziasmante. De regulă, cine ajunge la succes economic, ori știe să facă bani pentru că a avut norocul să trăiască într-un ambient unde a fost educat astfel, ori, așa cum spune Steve Jobs, simte mereu foamea. Trebuie să simți foamea pentru a-ți atinge obiectivele. Obiectivele în general, dar și obiectivele financiare, pentru că nu este nici rușine, nu este nici păcat și nu este nici măcar nespiritual să te ocupi de partea financiară a vieții. Dimpotrivă, de bani sunt legate foarte, foarte multe aspecte ale vieții noastre. Imaginea pe care o avem despre noi, raporturile pe care le avem cu ceilalți, ego-ul nostru, lăcomia, stima de sine, cât este de mare sau nu, și nu mi-ajunge timpul să le pomenesc pe toate. Cine începe să lucreze la partea de abundență financiară, că vrea sau nu, atinge și alte aspecte ale vieții sale și își rezolvă foarte multe probleme care aparent nu au nicio legătură cu banii. Iar asta se cheamă creștere și dezvoltare personală. Vă urez o duminică
frumoasă, ceea ce a mai rămas din ea, o duminică, o după-amiază plăcută. Aici Felicia Ursărescu. Vă îmbrățișez cu mare drag oriunde ați fi.